Ieri până la ora 17 au fost vaccinate anticovid peste 170 de cadre medicale la nivelul județului Mehedinți. Potrivit raportărilor oficiale, până în acest moment nu au fost înregistrate nici o reacție adversă de tip alergic. Ieri au ajuns în județul nostru primele 975 de doze de vaccin anticovid care au fost repartizate spitalului județean. Până la ora 17 au fost vaccinate anticovid 174 de cadre medicale la nivelul județului Mehedinți. Data de 4 ianuarie, în județul Mehedinți a început vaccinarea împotriva COVID-19. Au fost vaccinați 174 de persoane, după cum urmează, la centrul de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgență Răbdătoare Tatăl Severin s-au vaccinat 154 de persoane. Centrul de vaccinare Spitalul Municipal Orșova 10 persoane, la Baia de Aramă 5 persoane, iar la centrul de vaccinare Vânjul Mare 5 persoane. Totodată, peste 5.000 de persoane confirmate cu COVID-19 în Mehedinți de la începutul pandemiei și până în prezent. În acest moment, 108 persoane sunt internate, iar 254 sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 27 de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și un deces au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 349 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 108 persoane sunt internate, 257 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmați cu COVID-19 27 de persoane și a fost înregistrat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 1,16 la 1000 de locuitori.